Vi s-a întâmplat vreodată să vă întrebați dacă un anumit articol este potrivit sau nu pentru proiectul vostru? Sunt Sergiu Axinte, antreprenor în domeniul pielăriei cu background în tabacărie, iar astăzi voi răspunde la întrebarea care este diferența dintre top și split. Înainte de asta, aș vrea să vă mulțumesc că mă urmăriți. Apreciez faptul că există interes pentru un obiect atât de vechi și atât de actual în același timp. După tăbăcire, pielea se despică pe toată suprafața ei, de unde rezultă primul strat de piele, cel cu derma, adică top, și al doilea strat de piele, spaltul, adică split. Ambele se pot finisa, însă rezultatul va fi complet diferit. Pentru încălțăminte, de exemplu, se poate folosi pielea cu derma, pentru că este moale și elastică. Pentru spaltul se poate folosi în măsura în care acesta se folosește ca spalt velur sau se aplică un finisaj ușor care îi permite să mai fie puțin elastic. Dacă se finisează grosier sau se aplică o folie, cum este cazul aici, articolul devine prea rigid pentru a mai fi folosit la încălțăminte. Nu se mai poate trage la calapod. Ați văzut vreodată o coajă de portocală? E, așa va arăta și încălțămintea făcută dintr-un astfel de articol. Pentru marochinărie, pentru genți, se pot folosi ambele articole, ambele straturi de piele, pentru că nu este nevoie de o piele elastică. Pentru tapiserie, se poate face același articol pe ambele straturi. Diferența dintre ele va fi faptul că spaltul va fi mult mai dur față de pielea cu derma și acesta se va folosi în locuri unde nu intră în contact direct cu cel care se așează pe canapea, de exemplu, cum ar fi dosul canapelei. Pentru îmbrăcăminte, se preferă pielea moale, elastică și subțire, așa că se va folosi doar pielea cu derma. Dacă ai întrebări sau curiozități, scrie-mi și îți voi răspunde cu drag. Să-ți fie de folos!